Dorin Chirtoacă împlinește astăzi 39 de ani de ziua sa. Acesta spune că își dorește dreptate, având în vedere că după 10 ani la primărie, ziua de naștere îl găsește în arest la domiciliu. Altfel se întâmpla în primii ani de mandat. Atunci primarul suspendat sărbătorea cu fast, musafiri și cadouri. Sunt procese în instanța de judecată, sunt suficiente ca și cadouri de ziua de naștere, nu-i nevoie de vizite sau de alte modalități de a sărbători. Astăzi Dorin Chirtoacă face 39 de ani. Ultimii 10 i-a petrecut la primărie. Iubire, dragoste, fericire. Ce îi urați la 39 de ani? Îți duc la pensie. La mulți ani și sănătate ca oricărui alt om. El băiat așa de degeaba închis. Am avut încredere în el, dar dacă s-a întâmplat așa, ce să faci? Să fie drept în toate și să meargă înainte. Primarul suspendat spune că își dorește dreptate. La capitolul regrete... Când nu am terminat încă reparația, acum la colonița, că fac reparații în casa părintească la părinți. Și familia și copii. Iată, principala și cea mai dureroasă chestiune, familia, copii. Familie de asta, cum spune. Cum s-a creat, așa aveau, cum spune. El a avut, dar nu s-a folosit până la urmă, da? Așa mă rog. Să-și găsească o mireasă. Chirtoacă se vede tot în politică și după ce va trece de 40 de ani. În mod normal, după 10 ani de primărie și 3 mandate, ar trebui să fie 12 ani de primărie, dar așa un pic de antipronunțare, ar trebui să merg mai departe. Parlament, guvern, președinție. Dacă în primii ani de mandat zilele lui de naștere nu treceau fără urări zgomotoase și cadouri dintre cele mai scumpe... Locotenent Chirtoacă, primit în rândurile ofițerilor. Vin înapoi. Vin alb sau vin roșu? Vin roșu. Vin roșu. Roșu. Vreau să-ți dau și o monetă europeană. Scopul nostru este ca moneta națională noastră să ajungă euro. Vă dorim multe sănătate, prosperare. Mulțumesc, vă cadonăm un buzdugan. Astăzi mai toți s-au limitat la urări pe Facebook. Iremediabilă este numai greșeala de a te lăsa strivit. Ați readus sărbătoarea națională limba noastră, cea română, în centrul Chișinăului. Ați apărat zilnic capitala de hoardele socialiste. Suntem aproape de dumneavoastră, cu inima și cugetul. Și unchiul său, Mihai Ghimpu, a postat un mesaj melancolic. Nici prin cap să-mi treacă atunci în 2005, când ți-am propus să candidez la funcția de primar general al municipiului Chișinău, că peste 10 ani de muncă asiduă în calitate de primar general, vei fi apreciat prin arest la domiciliu și suspendare din funcție. Iar această zi de 9 august, zi în care împlinești frumoasa vârstă de 39 de ani, o vei sărbători cu multe regrete, dureri și lacrimi vărsate de ochii părinților. Prim vicepreședinte al Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă s-a născut la Colonița și a câștigat 3 mandate de primar.